care sunt. Dar pe cine să te gândești? Pe cine și stinași? Asta nu se spune. Să te gândești? Nu este o viziune prea romantică? Poate. Poate romantică, dar totodată plină de mare adevăr. Dar adevărul este că lumea a plecat în Italia de la țară, că tineretul nu mai lucrează, că oamenii umblă bieți pe drumuri. Realitatea asta trebuie să o surprindă un artist sau nu? Cred că da. Vreau să spun că multe fotografii este și această tristețe numai nu e directă, ea este în ochii oamenilor, în privirile lor, deci predomină totuși în fotografiile alb-negur care sunt aici, predomină această tristețe a timpului și sunt și fotografii care metafori chiar acele fotografii care castrarea calului, de exemplu, care practic e un mare adevăr și elucidează într-un mod și situația de astăzi. Și astăzi reprezint o carte de vizită a țării noastre. Dacă este să vorbim despre faptul că nu oricui că este dat să vadă frumosul care ne înconjoară, să vadă lucrurile pozitive care ne înconjoară și să ni le prezinte într-o formă sau alta. De aceea, maestre, cu adevărat, sunteți un om foarte și foarte norocos.